Chiar dacă ministrul Muncii Ilia Olguța Vasilescu a dat asigurări că societățile de stat nu vor fi afectate de transferarea taxelor sociale de la angajator la angajat, sindicaliștii din Vale, pățiți în trecut, iau foarte în serios urmările acestei măsuri. Astfel, pentru a-și apăra ortacii, liderii vor participa la mitingul de la București organizat în 4 octombrie. Având în vedere apartenența noastră la Federația Națională Mine Energie, Sindicatul Muntele va participa cu o delegație destul de consistentă la acest meeting și de asemenea putem spune că nici noi nu suntem de acord cu transferul responsabilității achitării taxelor de către angajat, pentru că acest complex energetic Hunedoara are un istoric. Și știm toți că au fost perioade în care firma noastră nu a plătit aceste dări către stat, iar un transfer către angajat ar crea mari probleme în viitor. Noi am și susținut acest lucru și am și adus în atenție acest lucru doamnei ministru Olguța Vasilescu la întâlnirea pe care am avut-o în luna august la sediul Confederației Meridiane. Plata taxelor sociale a fost o problemă mare pentru complexul energetic Hunedoara. De foarte multe ori, societatea a înregistrat datorii colosale la acest capitol. În momentul de față, lucrurile stau bine pentru că ne-a ajutat această perioadă. Nu mai sunt restanțe în ceea ce privește stopajul la sursă, însă v-am spus, noi trebuie să ținem cont de istoricul companiei noastre care în trecut a avut perioade în care nu au fost plătite aceste taxe. Mutarea CAS și CASS de la angajator la angajat de anul viitor va schimba total filozofia în ceea ce privește impozitarea salarizării. Mai exact, salariul brut de astăzi va suporta o povară fiscală mai mare, micșorând suma netă.